Grigoraș procedează diferit în cazul Chiricheș decât a făcut cu Gabi Matei. La meciul din primăvară dintre cele două echipe, antrenorul l-a amenințat pe Matei pentru a nu pune presiune pe el înaintea transferului în Ghencea. Chiricheș e un adevărat luptător, însă l-a amenințat pe Grigoraș că vrea să joace contra viitoarei sale echipe. Cum să nu-l folosesc? Îl folosesc. Dacă el are curajul să joace, de ce să nu-l folosesc? L-am întrebat dacă are curaj și tupeu să joace sau e frică cumva să-mi deranjeze pe Barosanu. Și a zis că nu e niciun fel de problemă. Joacă. Chiar dacă meciul cu Steaua se va juca practic pe teren neutru la Ploiești, Grigoraș e convins că bucureștenii se vor simți ca acasă. Indiferent unde ar juca, pe orice stadion din țară ar juca, să simt ca acasă. Pentru ei nu este un impediment. Mai rău pentru alte echipe, dacă joacă. Și și-ar dori tot să joace în Ghencea. Și este clar că și-ar dori să joace în Ghencea, dar cred că acum au acceptat deja ideea că momentan, cel puțin momentan, nu se poate juca în Ghencea. Surprinzător, Pandurii sunt în fața Stelei în clasament după 6 etape. Sunt pe locul 4, la un punct înaintea trupei lui Gigi Becali. Plecăm favoriți, nu? Așa ai vrut să spui, nu? Că plecăm favoriți. Clasamentul conjunctural, v-am spus, după 6 etape, calculul hârtiei nu ne poate considera favorit sub nicio formă. Deci este clar că Steaua este favorită, asta nu înseamnă că noi nu avem șansa noastră. Grigoraș își va definitiva planul de bătaie și după ce va urmări la lucru Steaua în seara aceasta în Europa League contra nemților de la Schalke.